Oradea, Constanța, Baia Mare, Slatina, Vaslui, Râmnicu, Vâlcea, Focșan și Giurgiu sunt cele 8 municipii reședință de județ care au decis ca din ianuarie 2014 să crească taxele și impozitele locale. Mărirea taxelor pentru anul care vine a fost lăsată la latitudinea primarilor după ce în 2013 guvernul a cerut acestora menținerea taxelor la nivelul din 2012. Și Giurgiu intră acum în plutonul celor care măresc taxele. Pentru că dacă țineți minte, la 1 ianuarie 2013, noi am ales să nu modificăm taxele și impozitele, conform hotărârii de guvern 1309 din 27 decembrie 2012, care obliga toate administrațiile publice locale să actualizeze cu indicele inflației taxele și impozitele locale. Giurgiu, la vremea respectivă, având posibilitatea să nu le mărească, pentru că nu existau arierate, datorii mai mari de 90 de zile, a profitat de această posibilitate și nu le-a mărit. Dar aceeași hotărâre de guvern obliga administrațiile publice să le mărească de la 1 ianuarie 2014, lucru care se și întâmplă. Totuși, Giurgiu se numără printre puținele orașe din țară unde taxele și impozitele nu s-au mărit în 2013, dar fiindcă este vorba de o indexare și nu de o majorare, pentru municipiul Giurgiu dările locale vor fi mai mari cu 15%. În mare, dacă vorbim de taxe și impozite locale asupra imobilelor, creșterea va fi undeva între 10 și 15%, cu mențiunea că impozitele asupra mijloacelor auto rămân aceleași ca în acest an. Totuși, persoanele fizice primesc o bonificație de 10% dacă își achită taxele și impozitele până la 31 martie 2014.